Alibi. După vestea victoriei în procesul privind Roșia Montană, toată lumea se întreabă care au fost concret elementele care au construit acest succes la Curtea de Arbitraj de la Washington. Echipa de experți a demonstrat că firma canadiană nu a urmat toate procedurile legale pentru acest proiect și că n-a avut dreptate atunci când a dat în judecată statul român. Am scăpat astfel de plata unor despăgubiri uriașe. Victoria de la Washington a fost obținută de două firme mari de avocatură, una din România și una din Elveția. Abia peste 20 de zile se va putea ști strategia de apărare a României. Însă, surse din guvern ne-au putut spune astăzi câteva dintre argumentele succesului. La procesul întins pe 9 ani, experții au demonstrat în primul rând că România, prin acțiunile autorităților, nu a încercat niciodată să capete control asupra investiției de la Roșia Montană. În plus, nu a încălcat tratatul bilateral de investiții între România și Canada și nici între România și Regatul Unit al Marii Britanii, așa cum au acuzat reprezentanții firmei canadiene Gabriel Resources. Un alt moment discutat în justiție a fost respingerea de către Parlament a legii Roșia Montană în 2013. Experții au arătat că nu a fost cauzată de intervenția guvernului și nu asta a dus la blocarea exploatărilor, iar autorizarea proiectului ar fi trebuit să urmeze calea legală. Pentru ceea ce au vrut să sugereze avocații Gabriel Resource a fost că este o problemă politică, că e o problemă de corupție, un caz care a fost bine pregătit, care a fost bine prezentat la Washington. Iar un element care a cântărit mult a fost înscrierea sitului Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Acest lucru nu a fost incompatibil cu proiectul minier, au arătat experții din partea României, iar investitorii nu au putut demonstra legătura între acțiunile statului și despăgubirile solicitate. Nu se știe așadar dacă nu s-ar putea începe și acum exploatarea zăcămintelor de la Roșia Montană cu respectarea tuturor normelor de mediu. Acum, oficialii au anunțat deja că se așteaptă la o contestație din partea reclamantului. Și totuși, deși momentan vorbim despre o victorie, tensiunile politice sunt uriașe. Deja prima decizie a fost luată, să intrăm într-o altă etapă. Istoria Roșia Montană a început cu Frank Timiș în 1998. A însemnat enorm de multă corupție acumulată, enorm de mulți politicieni care au fost implicați. Niciodată nu a fost deslușită toată această caracatiță, având în vedere că totuși Gabriel Resources n-a produs un gram de aur în toți acești 30 de ani, dar a produs milioane de dolari prin exerciții speculative, a însemnat ceva. Potrivit reprezentanților Guvernului României, întreaga strategie de apărare va fi publicată după cele 20 de zile în care părțile pot solicita secretizarea anumitor bucăți din dosar. Apoi, în termen de 4 luni, firma Gabriel Resources poate depune contestație.